Angajații societății care se ocupă cu reparațiile locomotivelor vor ca salariile lor să aibă același quantum cu cel al colegilor de la CFR Călători. Deși lucrează în condiții grele, aceștia se simt discriminați. Să lucrezi la CFR în zilele noastre nu mai este un motiv de mândrie. Rețeaua de cale ferată s-a degradat, vagoanele și locomotivele au fost date la casa sau vândute, iar lipsa investițiilor în acest sector plasează România în subsolul clasamentului european. De-a lungul timpului și cândva, ca istoric, în cale ferată era o activitate ce prezenta un anumit respect. Era o activitate remunerată proporțional, ca să spunem așa, iar pe parcurs, probabil, lipsa aplicării fondurilor necesare a dus la degradarea gravă a căii ferate, a dus la uzura gravă a materialului rulant, locomotiva, vagonul, cale ferată, infrastructura și dispariția multor puncte de lucru. Societatea Comercială de Reparații Locomotive, CFR, este un furnizor de servicii care pe bază contractuală asigură și realizează mentenanța curentă. Reparații planificate și accidentale ale materialului rulant motor al CFR Călători. Parcul de locomotive al CFR Călători, pe care noi îl deservim și executăm această mentenanță, este relativ cam 700 de locomotive. SCRL Brașov, relativ 1600 de salariați, cu tot cu personalul TESA. Scăzând personalul TESA, 700 ori 2 deja face 1400. Deci haideți să vedem că suntem până în 2 salariați pe locomotivă, ceea ce este foarte puțin. Deși efectuează lucrări cu risc mare, angajații de la reparații și revizii locomotive sunt incluși în categoria a treia de muncă, motiv pentru care cer încadrarea în grupa întâi de muncă. Dosar și-a pus parafa pe fără condiții de muncă. Deci noi nu avem condiții de muncă pentru grupa a treia de muncă.